Hei, dragii mei, mă bucur foarte mult să vă salut! Sunt Adi Măniuțiu de la EM360 Fotomedia. Aș fi vrut foarte mult să fiu în aceste zile cu voi la, la Venus, să fiu în, în rândul vostru la acest congres, să putem să dialogăm, să putem să lucrăm împreună. Unii dintre voi mă cunoașteți și cu unii dintre voi am lucrat deja în uh, Academiile uh, Europene pentru Tinerii Lideri Politici. Mi-ar fi plăcut să continuăm șirul uh, acestor uh, workshop-uri și acestor laboratoare împreună. Sunt sigur că va ieși foarte bine și ceea ce faceți. Uh, în aceste zile la, la, la mare. Îi mulțumesc marei pentru invitație. Am ratat așa la câteva zile participarea și prezența mea alături de voi pentru că confirmasem deja în altă parte. Never mind, o să iasă cu altă ocazie. Mulțumesc și lui Radu Delicote că și-a rupt din timpul propriei prezentări ca să permită transmiterea acestui mesaj. Știu că vă ocupați foarte mult, mai ales acum în pragul campaniei electorale, și că una dintre temele de discuție în aceste zile la Venus e legată și de fake news și de felul în care trebuie să comunicăm, astfel încât lucrurile să ajungă așa cum trebuie la, la cei cărora ne adresăm. Legat de fake news, v-aș da foarte, foarte pe scurt. Aș fi vrut să o fac în persoană, dar am să o fac așa, oarecum, virtual, de la distanță. Vreau să vă dau două sfaturi. Primul, să fiți cât mai naturali și să vă mențineți o comunicare activă. Și spun asta pentru că riscul principal e colportarea, e rostogolirea unei știri false într-o bulă de ecou fără ca ea să fie contracarată de o informație corectă, completă și care să o, și care să o combată, ignorând mesajele false. Indiferent cât de aberante vă par, că e vorba de antioccidentalism, de ultranaționalism, de știri false legate de economie, de denigrări, de rostogoliri din asta iurea, indiferent cât de aberantă vă, vă, vă pare știrea, contrar părerii unora, nu o lăsați să plutească acolo pentru că ea se va rostogoli, va căpăta amploare și va pierde la un moment dat sursa inițială se va pierde sursa inițială și va fi la un dat citată poate o sursă credibilă care a plecat de la o sursă falsă. Nici nu mai știi de unde au pornit lucrurile. E, aceste bule de ecou sunt extrem, extrem de periculoase. E primul sfat pe care vi-l dau. Fiți activi, fiți proactivi, comunicați, reacționați, dar rămâneți natural. Dați detaliile, aveți răbdare cu oamenii și veți câștiga măcar o bătălie din lupta asta cu fake news. E primul sfat. Al doilea sfat este să nu lăsați contextomiile, chiar dacă uneori e complicat să le, să le combateți. Nu lăsați contextomiile să rămână așa în piață, în dezbaterile pe care le aveți, în dialogurile pe care le purtați. Adică acele frânturi pe care unii le extrag din, dintr-un discurs mai complex sau dintr-o teză mai complexă și spun, da, numai partea asta îmi servește argumentație, numai partea asta îmi convine și atunci o extrag, o izolez și o dau mai departe pentru că îmi convine și îmi servește argumentații. un fel de știință second-hand, total absurdă, dar care prinde foarte mult la masă, pentru că de obicei se extrag acele lucruri care sunt mai spectaculoase, mai interesante, mai ușor de digerat și combătute la fel, da? la timpul lor, pot fi oprite. Atrageți atenția unor chiar dacă nu aveți toate informațiile la îndemână în momentul respectiv, atrageți atenția că ceea ce este expus este de fapt un zoom-in uh, foarte nefericit și că situația e mult mai complexă și mult mai largă și că uh, nu e reprezentată exclusiv de acea bucățică scoasă din context, că de fapt astea sunt contextomile, scoatem din context doar ceea ce credem că ne, ne servește. Uh, Aș fi vrut să facem mai multe, poate reușim o, o dată viitoare. Să știți că îmi pun foarte mari speranțe în voi, am încredere în voi, cred că lucrurile vor merge în direcția care trebuie, sunteți o generație care poate să facă și să schimbe foarte, foarte multe, aveți încredere în voi, lucrați așa cum trebuie, rămâneți serioși, comunicați activ, fiți naturali și mult succes în campania care urmează.